Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. Pentru astăzi aș dori să abordăm tema anxietății și a depresiei. Așadar, am invitat în platou pe doamna Gabriela Martin și pe domnișoara psiholog Ildiko Pop. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Așadar, să o luăm cu începutul sau cu... Haideți să plecăm chiar și de la o conceptualitate a tulburărilor. Ce ai, anxietate, depresie? Încep eu? Cu cine? Cine dorește? Tema depresie cred că este actuală pentru că foarte mulți o trăiesc astăzi, deși nu-și dau seama. Științific ar fi o tulburare care te ajută, să zicem, într-un fel, să te retragi din mediul pe care odată îți plăcea să-l frecventezi, eviți prietenii, eviți să mai faci lucruri care altă dată te puneau în valoare, ai impresia că tot ce faci este vinovat sau îți dă vinovăție. Stresul cotidian și mai ales stresul negativ, care este foarte intens, ne pun într-o măsură să fim vulnerabili la a face depresie. E ceea ce se cheamă gânduri vinovate. Le putem identifica foarte ușor, dacă sunt foarte dese și foarte persistente. Asta raporta și la sine și lumea. Eu aș, de ce am pus legat de depresie, din câte am auzit că e la modă să fii depresiv. Oma, depresia asta, dacă o luăm pe linie clinică, nu știu dacă mai ține de modă, cred că ține de stil de viață sau de sau modul de gândire a depresiei. Anxietatea? Anxietatea este de asemenea tot așa o tulburare care poate fi mai ușoară sau mai puțin ușoară și care de asemenea, cum spunea și colega mea, are la bază niște gânduri. Însă dacă în cazul depresiei gândul central este acel, este acel sentiment sau o trăire a vinovăției asociată cu autodepreciere, în cazul anxietății avem gândurile de catastrofare, de exagerare a răului, însă sunt niște exagerări a negativității pentru niște evenimente mai mult viitoare. Deci mă aștept să, dacă, ce se întâmplă dacă mă părăsește iubitul? Ce se întâmplă dacă nu reușesc și nu iau examenul? În cazul depresiei, aceste gânduri iraționale, cum le spunem noi, se centrează pe niște evenimente de viață care au avut loc. M-a părăsit iubita, oare cu ce am greșit? Eu sunt vinovatul sau eu sunt vinovata? Sau nu sunt bun de nimic, nu sunt bună de nimic? Sunt niște gânduri centrate pe niște evenimente trecute. Experiențiate de fiecare. Exact. În cazul anxietății, gândurile sunt pe evenimente pe care viitoare ne așteptăm să. Când este clinic și când nu este clinic. Fiindcă sunt mulți care mă simt anxios, mă simt depresiv, dar el se adaptează la locul de muncă, are o relație bună cu partenerul de viață. Când este o tulburare clinică și când este non-clinică. Aici ar fi bine să o delimităm, fiindcă da, așa este. Da. Acum, și în cazul tulburărilor vorbim despre tulburare clinică, de intensitate clinică și de intensitate subclinică. Intervenim și la tulburările de intensitate subclinică când facem consiliere. În cazul tulburărilor de intensitate clinică, facem psihoterapie. Nu, pentru telespectatori. Da, clinic, da. Ce înseamnă? Clinic înseamnă că sunt îndeplinite niște criterii conform unui manual al nostru, comun cu cel al psihiatrilor, care se numește DSM. Da. Și dacă acele criterii sunt îndeplinite, spunem că avem o tulburare de intensitate clinică. În cazul în care sunt îndeplinite doar anumite criterii, nu toate, avem o tulburare de intensitate subclinică. Adică și... eu ca și... Adică nu este atât mă izolez, mă blamez, depinde care criterii sunt îndeplinite. Și acum, apropo de această de depresie ca și modă, este o modă întâlnită în rândul adolescenților, acei emo, care sunt neînțeleși, sunt triști. Deci sunt oameni care, mă rog, și sunt chiar și tineri și, din păcate, chiar și adulți, care, neavând, știu și eu, anumite domenii ale vieții fiind descoperite, adică nu-și extrag valoarea, știu și eu, dintr-o relație socială, o relație intimă, profesională, și atunci îi spun că da, eu sunt mai deosebit, sunt neînțeles, și atunci iau această atitudine defensivă, ca fiind, mă rog, semi-depresie. Dar în cazul acesta nu este depresie, este un mod al lor de a se adapta la viață și la viața lor plină de nemulțumiri.
Acum, se poate identifica o schimbare de comportament și de atitudine dacă a fost altfel. Acel adolescent, dacă era cu o tulbură de personalitate schizoidă, el poate să fie normal pentru toți ceilalți, pentru el, să nu își dorească să fie altfel. Și atunci, ce pentru alții este fericirea evenimentului, pentru el va fi plictiseala al unui lucru pe care nu îl consideră că este pentru el. Deci, acum, în spatele generației, stai, vreau să accentez puțin, stau cumva tulburările astea? Eu m-aș abține să spun tulburări și chiar tulburări de personalitate, psihopatii, la oamenii care nu sunt încă majori. Pentru că omul este încă se dezvoltă. Și tocmai de aceea în psihologie și chiar în psihiatrie, mai puțin în psihiatrie, apare această tendință de a aduce paradigmei clasice DSM, nosologice, în care omul era integrat într-o categorie, această paradigmă dimensională, în care, de exemplu, ASEBA, da, este recomandat pentru adolescenți și copii pentru că îți dă un scor și evaluează o predispoziție spre tulburare. Nu poți să spui la un copil că are acea tulburare. Deci el se află încă în dezvoltare. Dar ce cu abandon școlar? Ce cu abandon școlar? Da, problema este, din păcate, cu excepția comportamentul antisocial. Da. Stric pe bolile astea. Da, se pot asocia și cu depresie. Ce rost mai are? Oricum, nu are niciun rost să mai merg la școală. Da, și din păcate acolo și profesorii pot accentua. Sau poate fi anxietate de performanță. Da, asociată cu anxietate de performanță. Să anticipeze un eșec viitor, exact, pentru că nu va fi niciodată destul de perfect. Nu sunt suficient de revenim bun. Revenim la gândirile centrale. Da, nu sunt suficient de bun, nu voi reuși. Acum, la nivel de intervenție, dar până la intervenție, aș vrea să vă mai întreb, pe Cluj aveți așa date? Cât suntem depresivi, cât nu suntem anxioși, deci, la fel? Eu sunt psihologician la cabinet individual, deci nu, din păcate nu am, adică nu... Bineînțeles că ar fi bine să avem niște date și noi, dar nu mă ocup cu astfel de... Știu și eu de așa, fac. La nivel de... Eu zic că, mă rog, din pacienții mei predomină tulburările de anxietate. Sunt preponderent. Unde putem vedea anxietatea? Unde o putem vedea? La școală? În familie, în relații? Unde am putea și manifestarea ei? Clinic versus non-clinic? Asta e bine să o delimităm și gata. Cei mai mulți se sperie de atacurile de panică, unde anxietatea este cu atacuri de panică. Adulți, adolescenți, vârstnici. Am avut un pacient care, ieșind la pensie, a zis, doresc măcar pensia să mi-o trăiesc frumos, pentru că am trăit panica fiind conductor de locomotivă. Și atunci, în felul în care îi deranjează, ei își controlează mai întâi toate organele, fiziologic se exclude orice cauză și atunci ajung și la psiholog. Și totuși mai caută ceva, sigur, n-aș putea să mor dintr-o cauză organică. Nu sunt foarte lămuriți ei că un atac de panică poate să te pună la pământ sau să te țină în casă. Astea sunt cazurile în care cei mai dornici de să se facă bine se prezintă la psiholog, că sunt îndrumați de prieteni cunoscuți, de medicii clinicieni. Se întâmplă câteodată să nu fie la fel de eficienți cum și-ar dori, adică au o eficacitate autopercepută sub nivelul real. Și atunci nu mai fac performanță academică, deși inteligența academică și cea emoțională nu au același parcurs, nu au nevoie, adică nu totdeauna ajung la același nivel de dezvoltare. Și atunci oameni care academic ajung în vârful carierei își dau seama că nu știu ce să facă cu emoțiile lor și se sperie. De obicei că nu au controlul. Sentimentul că au controlul îi ține foarte bine să funcționeze. Când au pierdut acest sentiment, că au pierdut de fapt controlul, se sperie și atunci apelează la psihoterapie în cazul acesta. Mai este o problemă. Au plecat mulți părinți în Spania, Italia, să muncească pentru familia lor și acei copii s-au făcut studii către catedra de, nu știu, sub coordonarea lui Adi Roșa și știu că tendința asta agresivă, de răzbunare, de violență și așa mai departe, în spatele acestor comportamente stă anxietatea. Anxietatea asta în ce? Am constat pierderea persoanei dragi, intime, securitatea care nu i-a oferit-o
părintele plecat în Spania? Dezvoltarea unui atașament, sigur, este o bază pentru viitoarea personalitate. Da. Acum, dacă acest atașament a fost nesigur, adultul poate să dezvolte tulburări. Am avut cazul la două surori care au avut părinții plecați în Spania când ele erau una la liceu și una începea facultatea. Au dezvoltat și ele tulburări depresive. La adolescență poate ca depresia să fie ca o iritare continuă și să pară o anxietate, când de fapt ele aveau deja percepția auto-ineficacității de fapt bine fundamentată, pentru că n-au avut validare din partea unor persoane semnificative pentru ei. Și atunci cecurile trimise nu țineau loc de suport, nu așa încât să găsească. Acei părinți veneau și doar remarcau progresul sau faptul că au fost dezamăgiți, că m-am sacrificat pentru voi, și atunci dezvoltă astfel de atitudini doar pentru a face ca acel copil să progreseze, uitând că întâlnirile acestea, dacă nu sunt pozitive, nu au rolul scontat. Eu cunosc o școală, apropo de copii, din Câmpia Turzii, unde cred că majoritatea copiilor aveau, unul din părinte era deja plecat. Și aveau rezultate foarte, foarte slabe. Aproape că directorul îi bătea și punea în cuier. Nu știu dacă ați auzit de cazul mediatizat a acelui director. Și au venit psihologii și au constatat că aceștia au probleme mai degrabă emoționale și îi trebuie tratați din perspectiva asta ca să aibă un rezultat. Ce am putea face pentru ei? Da, acum, chiar cum ați spus de studiul domnului Roșan, că uneori, și în cazul acestor copii, acestor adolescenți, că nu mai sunt copii, stau în spatele acestor manifestări, comportamente agresive, stau tulburări de anxietate, este foarte posibil ca ei, mă rog, fiind, dintr-o dată se trezesc cu o responsabilitate foarte mare, nu mai este mama, nu mai este tata, sunt cu bunica, foarte mulți rămân singuri și au această responsabilitate de a avea grijă de frații mai mici. Și o responsabilitate foarte mare te poate anxieta și atunci tot timpul te aperi. Ești într-o continuă apărare și atunci tind să devii agresiv, îndeosebi verbal, nu neapărat, nu cu necesitate o agresivitate fizică. Este o formă pe care o ia aici. Agresivitatea poate fi un simptom, într-adevăr, și foarte bine, este foarte bine punctat. Dacă pe atacuri de panică aș mai vrea să accentuăm, fiindcă... Da. Într-adevăr, cum spunea și colega mea, din păcate, pacientul vine la cabinet sau solicită ajutorul unui specialist când deja manifestările simptomatologice sunt foarte puternice. Și tulburarea clasică pentru anxietate este atacul de panică. Eu aș vrea aici să subliniez un lucru. Atacul de panică, deși este o categorie nosologică, este doar, de fapt, o simptomatologie pentru o problemă mult mai mare sau o problemă oarecum puțin conștientizată. Și există. Intervențiile pe atacul de panică sunt simptomatologice, însă este important să descoperim ce este în spatele acestui atac de panică. Atacul de panică este o reacție adaptativă a organismului, bine, apare la oamenii care sunt predispuși organic spre astfel de spre astfel de manifestări. Deci la nivel temperamental sau la nivelul activării sistemului ascendent, da, sunt mult mai activi. Da? Avem, de exemplu, și la animale, căței, de exemplu, pe chinezi sunt mai activi, sunt căței mai, așa și noi. Unii suntem mai reactivi organic, alții mai puțin. Și la oamenii aceștia foarte reactivi organic sunt predispuși pe atacuri de panică când trec diverse evenimente de viață și atacul de panică de regulă maschează o altă tulburare, tot de anxietate. Am să dau un exemplu. Nu dau nume, este vorba despre o pacientă care a venit tot așa cu atacuri de panică și în spatele acestor probleme, de fapt, ce am descoperit, o viață întreagă, ea a fost centrată pe alții, pe părinți, pe bunici, pe iubit, mă părăsește iubitul, nu mă părăsește, o stare de insecuritate foarte puternică și reacția de atac de panică, eu am luat-o ca o reacție organică adaptativă în care organismul a spus, măi, centrează-te și pe mine, lasă pe alții, centrează-te și pe mine. Și a fost o conceptualizare, chiar m-am bucurat pentru că prin această conceptualizare am reușit să trec mai departe și să descoperim niște probleme mult mai profunde.
reactivitate ca reactivitate, dar mai sunt situații în care omul nu a avut niciodată acta de panică și nu are acea reactivitate, dar a trecut printr-un accident sau printr-o, da. Nu știu, a luat casa foc. Da, de atunci dezvoltă această sensibilitate de, da, da, de da. Reacții. De la modă, nu știu, cred acum, că nu știu dacă este la modă, de fapt, așa, la nivel de percepție, ca și conceptualizare, toți avem anumite reacții organice mai evidente, mai reactive când trecem, și acum, poate că am emoții, poate dacă îmi iau pulsul sau chiar îmi tremură mâna, da? La toți avem, dar dacă dacă nu există pericolul. Exact. Aici, și dacă ne centrăm pe aceste reacții, le putem accentua prin autosugestie. Sau aduce la un nivel care să ne mobilizeze și să nu ne copleșească, astfel încât să ne împiedice să facem ceea ce am dori. Să luăm cuvântul în fața unui public, să predăm. Ca și foarte mulți profesori probabil au fost cu astfel de probleme de a vorbi în public și atunci s-au expus la acești stimul și au depășit problemele. Și atunci, din ce era mai întâi o slăbiciune, acum este un punctare. Da. Sunt situații în care unii nu își explică. Eu am avut un caz, un băiat tot așa care, când ajungea în Julius Mall, era aglomerație, să urca mașina, să fugea imediat în mașină ca să stea, mașina îi acorda securitate. Acum, la nivel de intervenții. Pe anxietate. Păi aici depinde de tulburări. În cazul, acum, dacă tot vorbim despre atacul de panică, da. Dar poate ar fi bine să și descriem ce este acel atac de panică. Da. Prin simptomatologie? Da. Păi este o stare de activare biologică foarte puternică în care îți crește ritmul respirației, îți crește ritmul cardiac și ai, deci gândul central este că acum voi muri. Deci efectiv ai senzația că nu ai aer. Că pierzi controlul, da, că îți pierzi mințile. Da, îți pierzi și mințile și că voi muri. Acesta este atacul de panică. Ca și intervenție, am spus, intervenția este simptomatologică strict pe atacul de panică și am mai zis câteva simptome. E nevoie de 5 ca să fie un atac de panică. Sunt transpirații, regi, calde, tremurături, convulsii, contracții musculare, dureri în piept, durere precordială. De asta exceptând dacă eu am o boală de inimă. Deci, în cazul în care diagnosticul medical nu confirmă, adică nu confirmă nimic din punct de vedere organic care să explice aceste manifestări, care apar întâmplător, aleator. Bine, eu zic că apar întâmplător așa la prima vedere, că dacă stăm puțin să analizăm și facem analiza funcțională, ne dăm seama că apar atacul situații. De panică să duc chiar la cardiolog. Da, exact. Chiar și la endocrinolog. Endocrinolog. Da. Să verifice ce au. Și oamenii mi spun, ai o problemă psihică, ai o problemă psihogenă, psihică. La nivel de intervenții. În cazul atacului de panică, e nevoie de anumite tehnici de relaxare, e nevoie de anumită tehnică de distragere, atenție atunci când apare atacul de panică și se produce atacul de panică în cabinet, într-un mediu controlat și pacientul învață să-și controleze aceste stări, să-și le amelioreze. Și astfel eu n-aș începe cu tehnici de relaxare pentru că e imposibil pentru el, un om care deja este îngrijorat că nu se poate controla, să... E ca și cum ai opri un tren care se află în cădere liberă, fără frâne. Se poate opri, dar toate vagoanele vor veni în față. Și atunci, eu cel puțin îi ajut cu automonitorizarea atacului de panică. Asta am vrut să zic. Pentru că unii vin, vin unii și zic că am avut un atac de panică. Dați-mi un exemplu. Cu ce durată? Da. Unul toată ziua. 24 de ore, 12 ore. Și după ce își automonitorizează atacurile de panică, își dau seama că au avut 2 sau 3 de intensitate, 6 din 10, cu simptome 3, 4 sau 5, care din ce în ce devin mai mici ca și durată, începând să le controleze într-un fel. Pe foaie totul e mai clar. Când își dau seama că atacurile de panică survin în situații în care nu fac nimic, când așteaptă să adoarmă sau când se trezesc fără să facă nimic, deci în situații în care nu au controlul mediului, se simt nesiguri. De obicei, când sunt ocupați sau au foarte mult de lucru, nu au atacuri de panică și atunci își dau seama
când survine, ce gânduri au, care ar fi gândul adaptativ în schimb. Și teama de moarte, când îi spui unui om că va muri sigur, pentru că asta e soarta, nimeni nu va fi să nu moară. Își dau seama că și moartea face parte din viață și ajung după aceea să facă și comportamental, să-și provoace atacuri de panică cu simptome de intensitate mai mică într-un mediu securizant și încep să-și aducă atacuri de panică la ora unde ar veni un musafir, să zicem, încep să aibă sentimentul că au control asupra situațiilor și după aceea vine și partea de background unde se pot analiza apoi problemele grave care au dus la atacuri de panică. Apropo, legat de sentimentul acesta al morții, am întâlnit un caz în care, ok, nu era frică de moarte, cât unde se va duce? Pentru acesta era frică că unde se va duce? Depinde de moartea, de nivelul de înțelegere al fiecăruia, de cât de multe cărți a citit, la ce nivel se poate recomanda. Strict în domeniul academic lucrează și... Da, sunt probleme existențiale care la un moment dat sunt amânate și își cer rezolvarea acum. Asta ar fi atacul de panică. Acum am nevoie să am controlul. Să am iarăși sentimentul că am controlul. Ceea ce mi se întâmplă, foarte mulți vin manageri de succes care în imposibilitatea de a avea controlul cred că de ei va depinde întreaga soartă a întregii familii. Și atunci, fără a avea nicio problemă practică, ei își anticipează moartea ca fiind o catastrofă. Da. Și legat de această teamă de moarte, e nevoie de o conceptualizare a morții. Unii trăim această nevoie mai devreme, alții mai târziu. De exemplu, în intervenția paliativă, când consiliezi un pacient aflat în pragul morții, o simplă conceptualizare, adică ajutându-l să-și conceptualizeze moartea, ce se întâmplă după cu mine, unde voi merge, efectiv îi ameliorează calitatea vieții, se liniștește și reușește chiar să accepte această trecere. Acum, această conceptualizare se face în funcție de religie. De cultură, de cultură, cunoștințe. Da, și tu ca psiholog trebuie să-l ajuți. Că mie ca ateu, nu, n-ai ce să-mi spui. Da, dar poate că dacă ai ajunge chiar în pragul, în acel prag, poate că ai nevoie de mică conceptualizare și atunci poate că putem face o conceptualizare budistă. Poate că sufletul tău se va reîncarna în cățelul fiului tău, de exemplu. Da. Dacă asta te liniștește. Da. Deci nu facem religie, nu facem pe preotul, îl ajutăm să își explice acest mers unde mă duc, ca astfel ca el să accepte și să fie lui bine. Aș vrea să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Revenim în studio. Așadar, pentru intervenții. Aș dori să accentuăm foarte mult intervenția asupra tulburării de anxietate și depresie. Le luăm cu anxietatea? Dacă am cu anxietate, am început să continuăm cu anxietate. Practicante și bine să ne ajutați. De obicei vine pacientul cu o singură problemă. Nu e obligatoriu ca la sfârșitul terapiei să iasă ca o rufă albă curățată. Dacă are trei probleme, se poate lucra cu aceste trei probleme. În ce scuze, până a veni pacientul la dumneavoastră, putem vorbi și de percepția asta a mersului la asta? Cât de mult mă tratează omul ăsta? Chiar mă vindecă? Vorbăria, ce facem? Discutăm. E și percepția asta, păi nu m-a vorbit. Da, întrebarea este foarte bine punctată, într-adevăr. Și aici aș vrea să fac o precizare. Psihologia este știință, în primul rând. Foarte mulți confundă cu filozofia. Sau cu religia, sau psihologul este un fel sau de cu preot. Medicina. Mai puțin un hap să mă fac sănătos. Mai puțin cu medicina. Ca și în medicină, recurg aici la farmacologie, unde când scoți pe piață un medicament, s-au făcut studii de validare, studii randomizate, în care acel medicament, eficiența acelui medicament a fost comparat cu eficiența altor medicamente, cu nimic și cu placebo, tot așa. Și în cazul intervențiilor psihologice, atunci când aplici o intervenție psihologică, acea intervenție psihologică pentru acea tulburare a fost verificată în studii anterioare. Acum, bineînțeles că depinde de
de cultura fiecăruia, că atunci când merge la psiholog și când i s-a pus o conceptualizare, un diagnostic, să zicem, un conceptualizare, s-a spus, uite, ai această tulburare, eu vreau să fac cu tine acest lucru, un pacient sau un client ar fi bine să întrebe, bine, dacă dumneavoastră spuneți că eu am această tulburare și vreți să faceți acest lucru cu această tehnică cu mine, vă rog să-mi arătați un studiu unde alții cu aceeași tulburare ca și mine sau cu această simptomatologie, aplicându-se această tehnică pe care doriți să o aplicați pe mine, într-adevăr, li s-a ameliorat starea. Dar se întâmplă când vă cer un medicament să se vindece, nu studiu. Repede și de grabă. Deci a spus dumneavoastră, da. Probabil vă treziți în Finlanda. Așa mă refer, bine, la o situație de dorit. Deci așa este, astfel este un client informat. Bine, da. Și acum o mică... Sunt mulți informați. Din păcate nu, și acum vreau să fac o altă precizare. Nu se pare uteceos, dar e bine... Nu sunt, din păcate, nu sunt. Dar eu le spun acest lucru să întrebe și acum nu vreau să fiu răutăcioasă sau știu și eu cum, dar singura formă de terapie care își validează tehnicile de intervenție este terapia cognitiv-comportamentală. Bineînțeles cu formele, care are diverse forme și diverse ramuri. Deci singura terapie, terapiile cognitiv-comportamentale. Deci dacă mergi la un psiholog ca și terapeut sau pentru consiliere, dacă acel psiholog nu are formare în terapii cognitiv-comportamentale, eu zic că, într-adevăr, foarte posibil ca totul să se reducă la o poveste. Acum, și vreau eu să sunt în paradigma cognitiv-comportamentală, da. Și n-aș vrea să zic că e singura și nu e Biblia. Da. De obicei ce funcționează, poți merge. Poți să preiei tehnici, da, din alte terapii, dar... Aș vrea să contrazic dogma asta a terapiei. E foarte bună dovedă. Avantajul pe care îl are terapia cognitiv-comportamentală mai degrabă este hărnicia. Ei au venit și au făcut studii aproape pe toate tulburările. Și faptul pe că când terapiile, familiile de terapie sistemică, psihanalitică și așa mai departe, au fost cam comozi și nu prea au supus intervențiile lor unui studiu riguros, serios, ca să poată să dovedească. Aici au șchiopătat. La nivel de cercetare. Nu neapărat că nu ar fi bune. Să ne întoarcem la pacienți care ne ascultă și ne văd. Da. Da. Eu ca și pacient, eu nu m-aș duce să fac o psihanaliză care durează 2-3 ani. Aș prefera o intervenție de, să zicem, de maxim 20 de intervenții, da. Maxim în cazul în care am tulburare clinică. Nu, avantajul pe care îl are terapia cognitiv-comportamentală este că a dovedit pe fiecare simptomatologie că poate interveni. Sunt tehnici standardizate. Oricine face același lucru s-ar putea să aibă aceleași rezultate. S-ar putea. Eu până în prezent am spus că până acum am dovedit. Da. E foarte posibil, nu pot să spun. Și foarte multe teorii psihanalitice anumite teorii sunt chiar cercetate și chiar dovedite bine, însă reconceptualizate. Acum, pacientul s-ar putea să nu știe ce vorbim. Da, exact, da, așa este. Și nici dacă și ce să ceară de la psiholog, el vrea să facă bine, să-și trăiască viața din nou cu bucurie. Da, și pentru asta e nevoie să meargă la un terapeut format în terapie cognitiv comportamentală. Acum, mie mi-a venit un pacient care știa că fac cognitiv comportamental terapia și a zis, nu sunt foarte sigur dacă mă puteți ajuta. Și a cerut ca prima ședință să fie pro bono. El a zis charge free. Acum, s-ar putea să filmez, după ce am văzut cum stă situația, am recomandat în 6 ședințe, după felul în care era angajat în problemă, cu o problemă de anxietate, cu studii superioare, înțelegea omul tot ce aș fi putut face cu el, a zis, îmi pare rău, dar eu nu o să continui. Și i-am recomandat să mai meargă la alți 6 psihologi, cu fiecare să facă în același fel și își va face terapia completă. Cred că își rezolva singur problema. Da. Câte o conceptualizare la fiecare sau câte o evaluare inițială. Acum știa ce probleme are, el putea să meargă. Deci sunt și astfel de oameni care își permit să plătească, dar preferă să nu o facă, pentru că are alte cheltuieli. Sau oameni care, în momentul în care vin, vor să știe cât îi costă și ca să știe cum să-și organizeze cheltuielile. Chiar apropo de cost, se leagă și de aspectul acesta. Da, mi s-a întâmplat de multe ori să fac reduceri pentru ca omul să poată termina terapia. Era important să rămână până la sfârșit în terapie, nu neapărat să satisfac mie cerințele. Și zice, balanța asta a mersul la McDonald's și mersul la psiholog, e mai degrabă
Testul ăsta ajută foarte mult pe mulți să gândească totuși investiția în sănătate importantă sau nu? Acum depinde de valorile fiecăruia. Da. Am avut și un pacient care, având o tulburare de personalitate schizoidă și o depresie majoră la un moment dat, a zis, eu vreau să mă fac bine, dar fă-mi o viață. Și am zis că îmi pare rău, nu sunt la birou de arhitectură. Poți să-mi spui ce ți se potrivește, ce ai dori să faci în viața viitoare și eu pot să te ajut să-ți alegi cele mai bune soluții. Sunt unii care cred că, într-adevăr, ne facem minuni. S-ar putea, dacă ei își doresc lucrul ăsta, să ne vadă ca un magician sau un om de știință sau un șaman, nu știu. Fiecare poate doresc să-și găsească un prieten cu care se poate împărtăși ce cu prietenii n-ar putea să facă. Depinde acum, fiecare vine în întâmpinarea dorințelor, dar la urmă tot știință se face. Se lovește de partea financiară, partea economică, percepția femeie, bărbat, vârstnic, e mai vârstă, mai tânăr. Oare pot să fiu vindecat prin discuțiile acestea? Haideți să vorbim și ce înseamnă discuțiile acestea pentru telespectatori. Că nu sunt simple discuții. Așa este. În prima etapă are loc o evaluare în care noi trebuie să ne dăm seama care este problema clientului. Pentru că clientul poate să spună nu mă simt bine, dar eu trebuie să aflu o denumire pentru acest nu mă simt bine. Este o evaluare, assessment, după care noi facem o conceptualizare. Acea conceptualizare o împărtășim clientului și clientul, în măsura în care acceptă sau nu acceptă, reluăm conceptualizarea și evaluarea sau dacă nu, continuăm intervențiile. Aceste discuții sunt de fapt niște intervenții. Intervențiile se fac o mare parte din intervenții se fac verbal, cele de relaxare sau de hipnoză, mă rog, implică și alte nivele la nivel biologic. Sunt intervenții verbale prin care eu încerc, cum spunea și colega, să intervin asupra gândurilor, acelor gânduri care, cum spuneam, sunt gânduri iraționale. Încerc să distrug acele gânduri și să le înlocuiesc cu alte gânduri raționale. Dați un exemplu de o gândire irațională. Vreau să câștig mâine la loto. Eu trebuie să câștig. Da, eu trebuie să câștig mâine la loto. Dacă nu câștig, înseamnă că nu sunt bun de nimic. Înseamnă că sunt vinovat, că familia mea, sunt un ratat, că familia mea nu are bani să-și cumpere un jeep. Și una rațională? Una rațională, mi-ar place foarte mult să câștig mâine la loto, dar dacă nu câștig, voi accepta, este trist, dar merg deci mai departe. Deci orice așteptare rigidă, nerealistă, da, nu m-ar ajuta. Deci asta e ca diferența între fontă și oțel. Bun, și psihologul îmi spune că... Eu, în prima etapă, încerc să descoper dacă la baza acestei tulburări stau astfel de gânduri, acești virus mentali. Din discuția cu respectivul client. Și bineînțeles, în prima etapă încerc să aflu dacă acea tulburare este o tulburare, după cum spuneai, la modă, doar de dragul tulburării, sau într-adevăr este o tulburare disfuncțională care mă împiedică să-mi continui viața, să o trăiesc așa cum o trăiam înainte. Aici vorbesc de tulburare de tulburarea asta la modă. Eu am întâlnit și am auzit, am și citit că sunt unii care capătă o dependență de psiholog. Din păcate. Și nu se încadrează niciun tablou clinic. Din păcate, da. Și omul acesta are nevoie să spună sau să împărtășească cu cineva. Și aici, și asta este o problemă. Da, aici eu zic că vinovatul, dacă e să găsim un vinovat în ghilimele, este chiar psihologul. Pentru că în deontologia profesională sunt specificate foarte clar niște lucruri. În primul rând, scrie și pe site-ul colegiului, nu ai dreptul să te atașezi de client, nu ai, de exemplu, după ce termin terapia... Dar el inventează o tulburare. El crede că nimeni nu-l înțelege. Nimeni nu-l înțelege. Sau dacă are tulburare faptică, simulează boala, așa încât să fie la nivelul unui bolnav autentic. Deci poate să fie un fals... Răspunde dezirabil. Da, deci un fals pozitiv. Fals pozitiv fiind, n-ai de unde să faci decelarea cât de mult este închipuit, cât de mult este simulat și cât este boala autentică. Dar până la urmă fiecare își dă seama. Da, exact. Pe parcursul dai seama. Tocmai din dorința de a... este neliniștit dacă se schimbă programarea, dacă intervine ceva. Se crede cel mai important pacient și se asigură din când în când de lucrul ăsta. Întreabă, așa e că sunt cel, nu cu, chiar cu cuvintele acestea, dar își verifică dacă este cel mai important pacient al tău. Dacă fără el nu o să mai ai de lucru, eventual, sau știu eu, și poate să aibă manifestări clinice
să aibă sindromul colonului iritabil, să piardă în greutate, să... Sunt tulburări depresive. Dacă este un episod depresiv major... Fel de metaboală sau... Deci el, dacă anticipează o despărțire, o separare, se poate despărți de psihiatrul lui, pentru că a plecat în străinătate. Și atunci să se simte părăsit a câta oară. Și să se manifeste ca și cum anticipează separarea și de psihologul lui. Și de ce da, de aceea este echipă. Da. Pentru că psihiatrul și psihologul lucrează în echipă. Adică e recomandabil. Cazul ideal. Da. În cărți. Da, eu nu pot să lucrez altfel. Cred că număra vreo 45-50 de psihologi. Un bărbat făcut la 40, realizat din orice punct de vedere, mai puțin partea aceasta cu mersul la psiholog. E frumos da. Să te duci pentru orice la psiholog. Prospecta piața, să înțeleg? Poftim. Prospecta piața? Nu știu. Nu, adică mergea la diferiți psihologi? Și prefera în general psihologul femeie, dar a zis să mai și schimbe. Și când am întrebat de ce a venit și pentru ce a venit, așa. Vreau să mai vin, să mai încerc un alt psiholog. Asta e partea bună, ca să zic, a lucrurilor, dar partea proastă este că sunt mulți care nu vin. Și noi pentru aceștia ar trebui să lucrăm. Pentru depresii, la nivel de intervenții, intervențiile, în esență, cam asta este. Cunoaștem că sunt alte suicid alarmante la noi în țară. Da, la momentul acela când s-a vehiculat prin presă, nu am nicio bucurie din aceasta. Toți, dacă nu e la prima frază, a doua, ați auzit de cazurile vehiculate. M-am simțit alături de persoană și eu aș fi făcut la fel. Și foarte mulți își aduc aminte în astfel de cazuri, când o vedetă și a zilele, că și au avut aceleași gânduri. Acum, depinde de el dacă are susținerea de care are nevoie. Noi trebuie să acționăm fie că amenință, fie că este doar un gând care nu va fi finalizat, fie că este o problemă serioasă. La fel de serioasă este abordarea. Da, putem vorbi și de oamenii aceștia. Cunoaștem acel tehnician de la postul de televiziune național în care s-a aruncat la sala Senatului. Știți ce percepție au avut oamenii aceștia și noi am fi făcut la fel. Da, pentru că se identifică cu persoana care a avut curajul să facă ceva. S-a identificat, practic. Da. Și își proiectează anumite nemulțumiri, pentru că știu și un abuz la rusă, nu știu cum, aș fi făcut și eu la fel, dar sunt niște proiecții pe care le fac, dar dacă ar fi puși în situația respectivă, nu cred că toți ar face același lucru. Oricum au rezonat toți cei care erau în terapie cu ideație suicidară. Abordarea era una de te înțeleg ceea ce simți, hai să discutăm despre asta, care e varianta adaptativă, ce se întâmplă în cazul în care nu te sinucizi, nu va fi totul așa de negru ca și până acum, suportul familial e nevoie să fie pus în valoare, persoane semnificative care le pot susține și în grupurile de terapie de obicei se face o astfel de alianță încât găsesc suportul și văzând că unii au fost mai rău decât ei sunt totuși la un nivel mai bun de supraviețuitor. Dar se întâmplă adesea că nici medicament antidepresiv nu rezolvă o problemă. Am întâlnit, fiind într-un grup de formare, de majoritatea sunt psihiatri, au spus că au dat antidepresive a unor cazuri de genul acesta și atunci eu o recomandat psihologul. Pentru că ce facem cu aceștia? Dacă este tulburare bipolară, s-ar putea să fie tocmai antidepresivul cel care a provocat criza maniacală. Sunt de psihiatri până... Da, eu spune că... Deci, am întâlnit un caz. Da. Am fost într-o situație de vacanță. Persoane care nu mă știam dinainte și a făcut o criză de o maniacală. Pentru că lua un tratament antidepresiv și în situațiile de climă de atunci, plus îngrijorare era cu vulcanul care a rupt în Islanda, nu mai puteam să mergem acasă la momentul potrivit și a declanșat prima criză, într-adevăr, dar de atunci își tratează tulburarea bipolară și nu depresia, cum era tratat inițial. Deci... Nu, dar pentru cei care sunt tratați sau în continuare mai iau antidepresive... Păi medicamentul intervine doar pe cale organică, îi reduce acea reactivitate organică, îl face să fie mai liniștit și îi dă această iluzie că totul este bine. Că după ce nu mai ia medicamentul,
normal că acele gânduri care stau la baza acestei tulburări revin. Exact, acea vulnerabilitate rămâne. Deci noi asta trebuie să facem, ca acea vulnerabilitate să o eliminăm, respectiv acele gânduri să încercăm să le identificăm și să le eliminăm. Ba, pentru fiecare tulburare, după cum am spus, sunt gânduri specifice. Sunt studii la... Da. Tocmai de aceea recomandarea este să ia medicație în tot timpul terapiei, ca apoi să rămână cu noile achiziții, comportamente adaptative după terminarea terapiei. Da, și mai ales în cazurile aceste grave, cum sunt tentativele de suicid, se recomandă medicament. Adică nu poți să faci intervenție exclusiv psihologică și nu este moral, nu este etic. Da, când au fost cazuri de genul acesta sau cei care au luat da, apropo de tratamentul ăsta dubla intervenție, medicamentoasă, da, exact. Există și o colaborare, da, în cazurile foarte, psiholog. În cazurile foarte grave e nevoie de o astfel de colaborare. De exemplu, în cazul tentativei de suicid e nevoie. Eu colaborez foarte bine cu colegii psihiatri și pot să spun că tocmai eficiența terapiei este suportul psihiatric și psihologic asigurat pe tot parcursul. Eu le dau un exemplu. Echilibrul acesta făcut de medicamente mai întâi este unul artificial constituit, iar echilibru mental, intervenția psihologică, psihoterapeutică, asigură mai apoi și mobilizarea resurselor proprii, ca apoi echilibru să fie și mental și fizic. Acum, frecvența școlarului la elevului, la psihologul școlar pe tulburările acestea, dacă cunoaște și care ar fi... Da. Știu că într-o discuție chiar cu profesor Daniel David spunea că și un psiholog școlar ar trebui să aibă competențe pe parte clinică și pe psihoterapie. Da. Fiindcă ce faci? Când ai ce să... Dacă are, îl trimiți? Da, dar sunt cazuri în care vrea numai la tine să vină. Da, așa este. Ce facem cu aceștia? Îi tratăm. Da. Dacă își doresc. Deci e foarte important este să nu fie aduși de urechi, de diriginte, de părinți. Dacă a venit la început recomandat și însoțit de părinți, a doua oară când vine, dacă nu vine de unul singur, vine degeaba. Da, un psiholog la o școală de 400 de copii, elevi, e suficient? Depinde acum de cerințe. De obicei se cere să facă programe de intervenție pentru agresivitatea în școală, la nivel de masă. Știu ce mai îi se cere. Îi se pare directorului că nu face nimic. E cel care așteaptă și nu prea face lucruri. Pentru că din cauza confidențialității nu este foarte vizibilă activitatea psihologului. Se pare că el nu face nimic și e cel care primește salariul degeaba. Și atunci îi se dau tot felul de situații să le facă. Dacă este lăsat să muncească și are colaborarea și a conducerii școlii respective, sigur că poate să facă, dacă nu prevenție primară, măcar prevenție secundară. Și, bineînțeles, intervenția la nivelul 3 de prevenție, în care se preîntâmpină agravarea situației, e și ea, de fapt, ceea ce se cere de la psihologi. Cam în faza 3-a. Că există în școală adolescenți și mai ales cei de clasa 11-12 chiar cu probleme. Da, este nevoie. Unde problemele de la școală se mută acasă, de acasă la școală, grupul de apartenență sau de prieteni și nu... e nevoie. Eu consider că... Poate fi identificat prin adicțiile pe care le are. Pentru că sunt o formă de a evita problemele reale. Și atunci, bând alcool, consumând alcool, droguri, că sunt etnobotanice, că sunt cele interzise, tutunul, știu eu, alte abuzuri. O altă temă. Există și un psiholog al studenților? Și dacă există, ce se tratează, cu ce vin... Un psiholog al studenților, nu știu dacă facultatea are astfel de... Asigură. Eu am avut cazuri de studenți, preferă să vină în cadrul privat. Adică ei nu-și dau seama dacă acolo centru unde... Centru expert știu că avea... Nu mai este centru expert. Da, centru expert știu că avea și pentru studenți și pentru elevi. Nu mai este. Au fost un program care și-a terminat munca prematur.
am studenți și de limbi străine și ei au și partea de neadaptare la societatea românească. Li se pare că studenții români au exigențe mai mari academice și ei sunt tratați ca și persoane care aduc venituri. Asta era cazul unei anxietăți de performanță pe care am tratat-o. Studenți care au adicții, deci toți studenți străini care au adicții, fie jocuri de noroc, dintr-un mediu foarte restrictiv cum este islamismul, ajung într-o țară unde totul e posibil. Pentru ei o bere. Și-au crescut o... Deci pentru ei o bere este o bombă, o ieșire, o incendiară și atunci au bani probabil în avans pentru un an de zile, cheltuie la jocuri de noroc. Deci nu occidente de vină, ci cei care vin în Occident. Mi s-a întâmplat că au venit prietenii cu ei, prietenii adevărați și l-au susținut să se facă bine. Studenți care au probleme mai vechi și debutează sau sunt îngrijorătoare în studenție, se întâmplă că și studenții vor fi adulți sau sunt adulți. Ok, sunt multe. Boala asta a depresiei și a anxietății o întâlnim. E bine să vină cel cu depresie și anxietate la psiholog. E bine să vă tratați. Așadar, aveți psihologi, sunt prea mulți psihologi în câte am auzit, este vreo 16.000. Așadar, vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la această oră. Până pe săptămâna viitoare, vă las ancorați în Transilvania Channel. Sănătate!